Salutare, astăzi m-am gândit să fac turul biroului meu și totodată acesta este al doilea videoclip de pe acest canal. Acesta este doar un tur al biroului, deoarece nu pot să fac și turul camerei. Camera o am într-un alt loc și nu aveți acolo ce să vedeți, foarte important, doar un pat, un televizor, un Xbox și cam atâta ceva mobilă. Așa că, să începem. Aceasta este ușa în care intri în această încăpere. Aici este un raft unde am mai multe jucării de când eram mic. Sunt pasionat de mașini, așa că am multe mașinuțe, roboți, diverse chestii, niște pahare de la Starbucks, o cană care imită un obiectiv, niște aparate foto vechi și niște mașini. Aici niște cutii, toate cutiile la diverse dispozitive. Aici am un S4 care este spart, un PSP, un iPod, un iPad mini și o cutie de la un G-Shock. Aici sus aveți mai multe cărți, la un raft cu cărți. Iar în partea aceasta este un dulap în care îmi țin eu niște haine și acolo este o medalie. Aici se află o plantă, o simplă plantă. Bun, și aici începe biroul meu. Este un birou în formă de L. În partea asta puteți vedea niște jocuri de Xbox, PSP, PC. Și aici niște CD-uri. Bun, biroul este unul simplu. Aici am un scaun de la Dedeman sau ceva de genul. Aici aveam înainte calculator, adică laptopul, dar acum l-am mutat și aici îmi fac temele. Și vorbind de partea asta, aici îmi țin eu caietele. Bun. Deci aici îmi fac temele, nu am ceva special. Aici am un iPad, este un iPad R2 de 16 GB. Aici am routerul. Bun. Aici am un picior al biroului care este plin de stickere, un coș de gunoi. Am încercat să fac un cable management mai simplu, așa că înainte aveam aici jos tripla, dar m-am mutat-o aici. Aici am o husă unde am o boxă portabilă de la Harman Kardon, care se aude foarte bine. O triplă și niște căști de la Beats, după cum le puteți vedea. Aici am niște cutii în care îmi țin eu diverse cabluri, încărcătoare, tot felul de prostii, cum vedeți. Niște hard disk-uri externe și alte chestii. Da, nu e important. Aici puteți vedea cum mi-am pus cable management-ul. USB hub-ul am aruncat acolo. Așa, în fine. Și aici vine partea mai interesantă, să zic așa. Aici am telefonul meu, este un iPhone 6 de 64 de giga. Chiar sunt mulțumit de el și stă într-un suport de la Mobile Direct sau ceva de genul. Acesta este mousepad-ul meu. Este un mousepad de la Razer. Are și o chestie în aceea care vine sub el, cum a venit unde să zic și încheietura, dar nu-mi place, mai mult așa. Mouse-ul este un mouse simplu, cumpărat din Altex sau ceva de genul și e chiar ok, e wireless. Asta este tastatura mea, este o tastatură de la Logitech. O am de foarte mulți ani, dar se mișcă foarte bine, tot wireless. Aici am două boxe de la Philips, niște boxe simple, dar mai ascult muzică din când în când la ele, ca să nu mai scot tot timpul boxa portabilă. Și aici am laptopul meu, este un MacBook Air, un MacBook Pro, din 2011. Aici îi puteți vedea și specificațiile. Este de 13 inci, i5 de 3 GHz și 4 GB RAM. Bun. Este un laptop ok. Am avut instalat și Windows pe el, dar l-am șters deoarece m-am plictisit un pic, să zic așa, dar vreau să mi-l iau iar. Am de gând să-l schimb, dar nu acum, pentru mine este foarte bun, dar o să văd că merg
merge bine canalul acesta de YouTube, logic o să investesc într-un alt laptop sau în niște upgrade-uri, un SSD și un nou kit de memorie RAM, un 8 GB sau 1 GB. Bun, aici sunt două scaune de piele și ultima parte a camerei este acest ghiozdan de la Tamrac și un obiect, un trepied de la Hama. Iar acest ghiozdan îl ține echipamentul foto. Aici am un GoPro, un grip foto și un selfie stick. Și aici stă camera mea, un Canon 1100D, de care sunt foarte mulțumit, îl am de 3 ani. Bun, cam acesta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Mai fac așa o imagine de ansamblu. Dacă văd că vă prind aceste videoclipuri și vă plac, o să mai continui. Probabil o să fac și diverse vloguri, unboxing-uri și alte chestii. O să mai fac și videoclipuri despre călătorie, adică vloguri când plec pe undeva și așa mai departe. Bun, acesta a fost videoclipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Eu vă salut!